Bună ziua, sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom discuta despre produse bogate în acizi grași esențiale. Unul dintre cele mai convenabile produse pentru a servi ca vehicul pentru acizi grași esențiale este margarina. Este posibil să fabrice margarină prin adaus de ulei bogat în acizi grași esențiali, completând grăsimea hidrogenată, dar un asemenea produs are proprietăți fizice diminuate. Cea mai bună metodă implică controlul hidrogenării amestecului de grăsimi sau adaosul în mod alternativ a mai multor grăsimi complet hidrogenate la un amestec mai puțin hidrogenat. În ceea ce privește alte produse alimentare, realizarea unor produse bogate în acizi grași esențial constituie o operație simplă. Se pot astfel prepara produse din gama celor mai variate feluri care au mod obișnuit în compoziția lor grăsimi, inclusiv preparate culinare, cărnați și așa mai departe, sau chiar înghețate la care în locul grăsimilor actuale se folosească grăsimi vegetale nesaturate. Pentru alimentele care conțin grăsimi proprii, cum este laptele, brânza, există astăzi tehnici de a fi îndepărtate și înlocuite cu uleiuri vegetale dorit. Astfel, unul dintre aceste tipuri de lapte este făcut prin omogenizarea laptelui smântânit cu 3,5% ulei și adaus de vitamina A și D. În cazul folosirii uleiului de soia, există unele riscuri de modificare a gustului, dar acest lucru poate fi evitat dacă laptele este preparat zilnic. Pentru uzul întocmirii raților alimentare și elaborării produselor care să prevină sau să combată arterioscleroza, în diferite tablete alimentare, prezintă conținutul în acizi grași esențiali câteva grăsimi comparativ cu cei saturați și raportul dintre aceștia. Nu uitați să dați like, dislike și dacă v-a plăcut un pic mai mult, dragii mei, vă rog, abonați-vă!